Doar anul s-a schimbat, că problemele sunt aceleași. Așa au perceput deschiderea unui nou an școlar sindicaliștii suceveni din învățământ. Suntem în an electoral și vom avea promisiuni, a declarat Gianni Leonte, președintele ASIS, dar asta nu înseamnă nimic concret. Din nou avem probleme cu salarizarea, avem probleme cu infrastructura școlară, școlile din nou iarăși nu au avizul sanitar de funcționare, elevii iarăși nu au manuale pe băncile școlare și așa mai departe. Mi-aș fi dorit ca acest an școlar să fie într-o altă notă, într-o notă mai optimistă, dar din păcate nu. Noi ca sindicat avem soluții, am cerut guvernanțul, am venit mereu cu propuneri, dar din păcate ceea ce noi solicităm probabil că rămâne undeva într-un sertar și în acest moment nu suntem mulțumiți de cum a început anul școlar. Una dintre cele mai importante probleme ale învățământului sugevean este infrastructura. Județul nostru este campion la numărul de școli cu WC-ul în curte. 461 de școli în care învață mai mult de 30.000 de elevi nu sunt autorizate sanitar. Asta înseamnă că aproape 60% dintre unitățile de învățământ din județul Suceava au condiții de secol XIX. O soluție ar putea fi oferta Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care a anunțat că prelungește până la 20 septembrie termenul de solicitare a finanțării pentru lucrări necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare. Ministerul a făcut asta pentru a da posibilitatea unui număr cât mai mare de unități să demareze în acest an intervențiile de acest fel, ca urmare a faptului că sumele alocate cu această destinație nu au fost solicitate în integralitate. Este vorba de fonduri în valoare de 800 de milioane de lei, alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, reprezentând circa 66% din bugetul programului. La nivel național, din 3.471 de unități de învățământ eligibile, 381 sunt în prezent incluse la finanțare prin PNDL pe perioada 2016-2019. Pentru alte 1.043 de unități de învățământ, unitățile administrativ-teritoriale și prefecturile au comunicat că nu se solicită finanțare. Restul, de 2047, fiind unități pentru care cererea de finanțare nu a fost depusă sau a fost depusă cu documentație incompletă. Alte 21 de unități de învățământ sunt în acest moment introduse la finanțare prin PNDL cu alocație parțială pentru lucrări din altă categorie decât cele necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare. O primă analiză arată că principala cauză a slabei accesări a fondurilor disponibile este legată de capacitatea administrației locale. Unele primării, mai ales din mediul rural, fie au capacitate redusă de a pregăti proiecte, fie derulează lent procesul de pregătire a lor, fie au o altă prioritizare a solicitărilor de finanțare. Această problemă este întâlnită nu doar în cazul școlilor, ci în general pentru investiții în plan local.